Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorialul de astăzi o să-ți vorbesc despre SimMover, un mic program cu ajutorul căruia putem să mutăm programele deja instalate dintr-o partiție în alta. Cum bine știți, programul după ce l-am instalat într-un anume loc, în cazul în care mutăm fișierele și așa mai departe, acel program riscă să nu mai funcționeze. De marea majoritate, de fapt, nu mai funcționează în cazul în care încercăm să le mutăm. Acest program face mutarea posibilă, deci putem să mutăm un program într-o partiție în alta. Să zicem că am instalat un program, ne-a ocupat mai mult decât ne-am fi așteptat, nu mai avem spațiu să zic pe C, pe partiția C unde este Windows-ul și dorim să mutăm partiția D, unde avem mai mult spațiu. Acest lucru este posibil, SimMover ne ajută. Deschideți un browser de internet, intrați pe Google, scrieți SimMover, intrați la primul rezultat, aplicația are doar 638 de kilobytes, deci mai puțin de 1 megabyte. Vom da și noi download. Are o interfață foarte simplă. Am testat aplicația. O punem și noi pe desktop. Intrăm în setup. Ocupă 2,5 MB, deci foarte, foarte puțin. A zis că și-a făcut aici un shortcut în meniul de start. Avem SimMover. Clic pe Yes. Așteptăm puțin. Prima dată se încarcă un pic mai greu. Pormă, încărcarea va fi foarte rapidă. Nu mai trebuie să așteptați după acesta. Ne așteptăm și noi puțin, așteptăm cât este necesar. Am spus, am mai avut acest program instalat. Ulterior l-am dezinstalat pentru faptul că am vrut să vă arăt și vouă de unde puteți descărca, cum se descarcă, cum se instalează, toți pașii, să zic așa. În această etapă în care noi așteptăm acest program, zic așa, ne citește ce avem în hard disk. Bun, aceasta este interfața. Putem adăugăm un, deci selectăm un program pe care noi l-avem instalat și pe care, zic așa, putem muta. Haideți să zic că mutăm Burnware. Da, sursa este în C, Burnware, destinația este D, deci noi o să mutăm în partiția D, deci 37 de mega, uitați cât o să zic așa, cât o să scutim. Am pus o mică pauză la tutorial pentru faptul că domnul a urmat să treacă o ambulanță și aveam geamul deschis și nu era ok să vă spargă timpanele cu sirena. Deci revenim, programul este în C, noi îl mutăm, dăm click pe această săgețică. Ne întreabă dacă suntem siguri de mutare, vom da Yes. Și mutarea se face. Da, se creează un folder program files în D, unde va fi mutată aplicația Burnware. Aplicația se va muta foarte rapid. După cum puteți observa, se mișcă destul de bine. Așteptăm și noi. Iată, a fost mutată, este în D.
Haide să o verificăm. Ieșim din program. Mergem și noi în D. În... în... Simover, probabil aici. Ce? Da, program files. Burnaware. Și uitați, programul nostru a fost mutat realitate. Deci aplicația funcționează, este ok. Sper să o găsiți utilă, să o utilizați cu plăcere și eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să o faceți în continuare pe pagina noastră de Facebook, pe canalul nostru de YouTube și pe site-ul nostru tutorialevideo.info. Zi frumoasă în continuare, la revedere!